În săptămâna mare sau săptămâna patimilor, după cum se mai numește, creștinii respectă o mulțime de tradiții și obiceiuri, țin post și merg la biserică. Să meargă la biserică, să aprindă o lumânare în binele căștii, în binele familiei, în binele noastre, la tuturor și la dușmani. Să participe la slujba de mântuire acum în 3 zile, lunea, miercuri și vinerea, și de vineri, de joi încolo, în continuare la slujba zi de zi, seară de seară. Săptămâna patimilor este o perioadă de pocăință și îndreptare duhovnicească pentru toți creștinii, care încheie astfel vremea de pregătire sufletească pentru cea mai mare sărbătoare creștină. Să ne curățăm sufletele prin baia lacrimilor spovedanie, să ne pară rău cu adevărat de faptele făcute, să venim cu pocăință, cu încredere că Dumnezeu poate să ierte orice păcat și atunci, bineînțeles, vom putea răspunde pe măsura pătimirilor Mântuitorului, vom putea fiecare să răspundem. Slujbe în fiecare seară se fac, sunt denile, la noi în biserică aici, în piața prefecturii, începând cu orele 17, în fiecare zi, până vineri inclusiv. Săptămâna aceasta, credincioșii trebuie să țină post pentru ca păcatele să le fie iertate. Noi alergăm în săptămâna aceasta după cumpărături, îl tratăm pe stomac, pe Maria sa stomacul, ca pe un rege al nostru, uităm de importanța sufletului, facem curățenie în casele noastre, ne hrănim trupul cu mâncare și băutură, dar în schimb, de multe ori, rămânem datori pentru că sufletul îl lăsăm murdar. În biserici se vor oficia în fiecare seară deniile, slujbe prin care credincioșii îl petrec pe Hristos pe drumul crucii până la moarte și înviere.